Un microbus în care se aflau mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova aflat în drum spre Italia a fost implicat într-un accident rutier pe autostradă din Ungaria. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău au declarat pentru TVR Moldova că doi pasageri au fost răniți ușor și au avut nevoie de asistență medicală. Ambasada Republicii Moldova la Budapesta va oferi asistență consulară necesară cetățenilor care au fost implicați în acest accident.